Însă Leușila și Bou cele mai multe voturi le-au adunat la alegerile europarlamentare de duminică candidații alianței PSD-UNPR-PC, în timp ce la Șimleu Silvaniei au avut mai mare trecere candidații democrat-liberalilor. La Cehu Silvaniei, aproape jumătate din voturi le-au întrunit candidații UDMR. În municipiul Zalău, 28,66% dintre alegători au votat pentru a-i trimite în Parlamentul European pe candidații alianței PSD-UNPR-PC, urmați la distanță destul de mare de cei ai UDMR, cu un total de 17,2% din voturile valabile exprimate. Deși primarul este liberal, PNL a adunat în Zalău doar 11,24% dintre voturi, iar PDL 10,89%. Poziția 5-a în Zalău este ocupată de actorul Mircea Deaconu, cu 9,54% dintre voturi. La Cehu Silvaniei, UDMR a câștigat detașat cu 47,68% dintre voturi. Alianța PSD-UNPR-PC a luat 19,33%, PNL 13,92%, PDL 7,26%, iar al cincilea este și aici candidatul independent Mircea Deaconu cu 3,09%. Și mai detașat a câștigat la Jibou Alianța PSD-UNPR-PC cu un total de 49,95% din voturile valabile exprimate. Candidații alianței sunt urmați de cei ai PDL cu 9,72% și de cei ai UDMR cu 9,29%. Pe poziția a patra este lista liberalilor cu 7,79% dintre voturi, locul 5 revenind și aici independentului Mircea Deaconu. Fieful PDL Șimleu Silvaniei nu s-a dezmințit nici de această dată și a adus candidaților democrat-liberal 29,01% dintre voturi. Următorii în preferințele șimleuanilor au fost candidații UDMR, pentru care au votat 21,31% dintre alegătorii prezenți la urne, în timp ce Alianța PSD-UNPR-PC s-a clasat abia pe locul al treilea, cu 18,09%. Urmează liberalii cu 10,15% din voturi și Mircea Deaconu cu 6,87%. Reamintim că la nivelul județului cele mai multe voturi le-au cumulat candidații UDMR, mai exact 18.173, reprezentând 27,43% din total. Pentru Alianța PSD-UNPR-PC au votat 17.477 de sălăjeni, reprezentând 26,38%. PDL a adunat 10.443 de voturi, adică un scor de 15,76%, în timp ce PNL a acumulat doar 7.216 voturi, reprezentând 10,89%. Partidul Mișcarea Populară are în sălaj 2.585 de voturi, adică 3,9%, iar Partidul Poporului Dan Diaconescu 1891 de voturi, 2,85%. Candidații Forței Civice au fost votați de 1033 de sălăjeni, ducând la un scor de 1,55%, iar PRM-ul de 873 de alegători, ceea ce înseamnă un rezultat de 1,31%. Voturi au mai adunat în sălaj, însă cu procentaje subunitare, Alianța Națională a Agricultorilor, Partidul Noua Republică, Partidul Verde, Partidul Alternativa Socialistă și Partidul Dreptății Sociale. Independentul Mircea Deaconu a adunat în sălaj 2.511 voturi, adică 3,79% din total. El a fost urmat de Peter Costea cu 1.026 de voturi, adică 1,54%, și Corina Ungureanu cu 264 de voturi, reprezentând 0,39%.